Nu se știe cum va arăta noul guvern, dar un lucru putem bănui. Lucian Bode va fi și el în acest guvern. În ciuda eșecului Schengen, a scandalului de plagiat și afacerii BMW, Bode tocmai a primit o opinie favorabilă din partea Consiliului Național de Etică, organism aflat în subordinea Ministerului Cercetării și Digitalizării, condus de Sebastian Burduja. Mai exact, acest consiliu a emis o opinie contrară față de verdictul de plagiat dat de Universitatea Babeș-Bolyai în ceea ce privește doctoratul lui Bode, anunță jurnaliștii de la Libertatea. Verdictul vine la câteva zile înainte de rotativa politică și în contextul în care ministrul de interne nu ar mai fi fost dorit în viitorul guvern de către președintele Iohannis dacă nu reușea să-și rezolve problema cu plagiatul. Și comentăm pe această temă chiar acum cu jurnalista Emilia Șercan. Bun găsit! Bună ziua! Putem să spunem că și-a rezolvat problema pentru că sunt atât de multe instanțe și consilii și comitete și comiții care trebuie să se pronunțe în ceea ce privește această teză de doctorat că nu mai știm care dintre ele ar trebui să fie cea decisivă. Bun, haideți să, în primul rând să explicăm asupra a ce anume s-a pronunțat Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice. Este vorba despre cartea în care Lucian Bode și-a publicat teza de doctorat. Deci, practic, acest Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice în mod normal nu avea niciun fel de atribuție, niciun fel de drept să se pronunțe cu privire la teză în mod direct, însă poate să o facă în legătură cu diverse lucrări științifice, altele decât tezele de doctorat. Mai exact, cărți, capitole de cărți, referate, rapoarte și așa mai departe. În această situație, acest consiliu s-a pronunțat în legătură cu cartea în care domnul Bode și-a plagiat teza de doctorat. Deci, verdictul, ca să avem așa, verdictul este cu privire la carte, nu este cu privire la teza propriu-zisă, deși conținutul cărții, practic, include teza de doctorat. Ce să zic? Putem să dăm ani înapoi și să ajungem în anul 2012, când același Consiliu Național de Etică a Cercetării Științifice îl salva pe Victor Ponta de la un previzibil, de la o situație de plagiat, de la o evidentă situație de plagiat și îi dădea posibilitatea să își continue cariera științifică. Asta a făcut Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice 11 ani mai târziu. Dă acest verdict halucinant de plagiat, de neplagiat, pardon, în care spune că teza de doctorat, cartea în care domnul Bode și-a publicat teza este în regulă și spune că e în regulă, că nu e o situație gravă și practic îi permite domnului Bode să-și continue mai departe cariera politică și să fie membru foarte probabil în viitorul guvern. Deci până la urmă nu avem cum să nu facem legătura, oricât de bine intenționat ar fi cineva, nu are cum să nu facă legătura între cele două evenimente. Acest verdict cum că nu ar fi fost plagiat și rotativa guvernamentală. Sigur că da. Și de ce spun asta? Domnul Bode a încercat cu disperare să obțină o soluție favorabilă în instanță. N-a reușit, are trei verdicte, are trei decizii succesive în instanță prin care pierde practic orice posibilitate de a contesta decizia Universității Babeș-Bolyai. Inclusiv domnul Bode, atenție, domnul Bode a dat în judecată inclusiv acest consiliu cerând suspendarea analizării cărții sale de către acest consiliu. Dar sunt sigură că în subteranele, pentru că am informații și știu din interiorul Ministerului Cercetării, unde mi s-a spus că despre cazul Bode, că este un caz sensibil, sunt sigură că domnul Bode atunci a recurs la planul B, planul B fiind încercarea de influențare a comisiei acestui Consiliu Național de Etică în sensul de a obține un verdict care să-i fie favorabil. Nu avem o dovadă? Nu avem o dovadă. Nu avem unde să știm. Nu există o dovadă în acest moment, dar eu am informația că înainte de ședința care s-a derulat pe data de 18 mai,
deci săptămâna trecută, un secretar de stat a venit la ședință, așa cum făcea în urmă cu niște ani de zile Liviu Pop, se ducea în ședința Consiliului Cnatcu și îi amenința cu, de fapt îi anunța că îi și desfințează. De data asta, domnul secretar de stat a venit și le-a spus membrilor din acest Consiliu să aibă grijă cum votează în acest caz. Asta, din punctul meu de vedere, este o dovadă clară de ingerință politică, pentru că domnul secretar de stat respectiv este membru al PSD și este o dovadă de ingerință politică în actul academic, în actul de analiză academică. Și, cum spuneam, prin această decizie, domnul Bode, practic, probabil se va folosi, va veni și ne va spune că Universitatea Babeș-Bolyai e doar universitate, pe când acest Consiliu Național de Etică este în subordinea unui ministeriu, un organism important și uite ce verdict i-a dat. Suntem într-o situație jalnică, într-o situație rușinoasă, într-o situație în care niște membri ai comunității academice care ar trebui să reprezinte excelența în știință și să reprezinte excelența și din perspectivă etică, dau dovadă de, nu știu, de slugărnicie în fața politicului și sunt în stare să ne spună că negrul este alb și că plagiatul evident, scandalos și clar al domnului Bode nu este plagiat. Da, vorbim despre informații pe surse, cele privind o intervenție din partea domnului Bode către acest Consiliu. Și dacă ar fi într-adevăr așa, ar fi foarte grav. Le luăm ca informații pe surse, sunt informații pe surse, dar, cum spuneam, dacă se confirmă sau dacă într-adevăr așa s-a întâmplat, chiar și dacă nu am avea o dovadă, dacă e adevărat, ar fi, cum spuneam, extrem de grav, doamnă, dacă se ajunge la o astfel de mișcare din partea unui ministru. Evident, informația o am de la o persoană care a participat la acest Consiliu. O să, bineînțeles că voi încerca mai departe să sap cât pentru și pentru alte informații, însă, repet, dincolo de intervenția sau neintervenția politicului în actul academic, decizia acestui Consiliu reprezintă o rușine incalificabilă pentru mediul universitar românesc, pentru ceea ce pretinde a fi știință în România. Și este, cum să spun eu, ne aruncă din nou cu alți, nu știu câți ani, zeci de ani probabil în urmă, vom rămâne cu o altă, nu știu, pată pe blazonul zonei universitare și academice din România, așa cum a fost cazul Ponta. Însă știm tot din cazul Ponta, am învățat că lucrurile nu rămân așa și că până la urmă adevărul și cu greutate, cu foarte mare greutate, dar deciziile corecte într-un final se iau.